Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri, lună plină în berbec, quadratură dintre Juno, Venus și Uranus, Lilith pe grada naretică, prima vedere lucrurile par așa destul de tensionate. Este adevărat că a fost o săptămână nebună, chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă la fel s-au petrecut lucrurile și la voi, fie la nivel emoțional a fost mai dificil să-ți controlezi emoțiile, fie fizic s-au întâmplat niște lucruri, nu știu, asupra cărora nu prea ai putut să ai foarte mare control. Da? Mie personal mi s-a dat programul peste cap de tot și am zis că înseamnă că Universul, Divinitatea are un rost, da? Are un plan. Vă pregătesc o surpriză foarte, foarte frumoasă. Probabil când vedeți filmarea o să și vedeți surpriza, da? Atât pot să spun că e ceva gratuit, e ceva mare. O să vedeți, repet, sper ca până vineri seara să aflați. Nu vreau să zic mai multe, vă pregătesc și o surpriză pe luna asta plină. Bun, tocmai din acest motiv am fost și puțin prinsă și mi-a fost dificil și acum e cam dificil să filmez, dar rezolvăm, da, rezolvăm. Bun, hai să vedem exact ce se întâmplă. Păi discutăm despre o zi de vineri în care totul așa ia o întorsătură foarte ciudată. Este ziua lui Venus. Venus e prin Leu, e lângă Juno, face quadratură cu Uranus. Aparent așa nu-i un moment extraordinar de bun, ca să spun, da? Însă este un moment foarte bun să ieșim odată pentru totdeauna din zona de confort și să renunțăm la acele atașamente posesive pe care le avem. Să ne deschidem în fața universului, să ne deschidem în fața schimbărilor. Luna asta plină în berbec, să știți că ne dă foarte mult curaj tuturor. Foarte mult curaj. Vine cu inițiativă, vine cu dorință de explorare, vine cu acea dorință să spună, băi, gata, uite, vreau să fac și ceea ce îmi place mie. Lilith e pe grad anaretic, da? Cu siguranță ați simțit cu toții într-un anumit domeniu de viață că ceva acolo tot vă înțepa sau că au accelerat lucrurile. Cu siguranță ziua de vineri vine cu surprize uriașe pentru toate semnele zodiacale. Cu siguranță deja unii simțiți energiile, dar unii posibil să le simțiți mai intens vineri sau chiar în weekend. Da? Suntem în data de 29, Marea Preoteasă Eremitul. Este o zi care predispune, culmea, foarte mult la ideea aceasta de izolare, dar și la ideea de spiritualitate, la ideea de liniște, de pace. Ciudat, nu? Teoretic pe cer e agitație, cărțile spun altceva. Cred eu că este o zi în care ne vom găsi cu toții liniștea, într-un moment așa, da, de fulger, ca să spun, da, într-un moment fulger, o să ne găsim liniștea, o să ne găsim pacea. Vom vedea, bineînțeles, foarte multe relații, colaborări, prietenii, tot ce vreți voi, care fie se rup, fie, știu eu, trec prin niște momente mai tensionate, da. Că acum, da, în orice prietenie, în orice relație, orice fel de relație, orică e profesională, orică e personală, mai apar, nu puteți să spuneți că nu, mai apar chestiuni de genul, ei, cam așa, dar apoi se așterne liniștea, cum s-ar spune, da? Se așterne liniștea. Energia generală este eremitul, eremitul care, bineînțeles, vine cu analiză, vine cu înțelepciune, dar cred eu că este finalul unui parcurs foarte drag sufletului nostru, foarte, foarte drag, da? E ceva ce s-a început în trecut sau ceva ce durează de foarte mult timp și bineînțeles care acum ne poate elibera. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Avem un ritual foarte fain, câte un ritual pentru fiecare zodie, personalizat pentru ceea ce se întâmplă pe cer. Dacă vrei să vezi, da, te invit în comunitate. Da? Apasă butonul alătură-te și acolo ai toate informațiile necesare. Acolo e, mă rog, sunt două filmări mari în care vorbesc pentru fiecare zodie în parte ce puteți să faceți ca ritual pe luna asta plină, că e păcat de ea, e cam o super lună să spunem, da? E foarte, foarte intens, foarte intens. Putem să culegem roadele unor, știu eu, unor proiecte. De ce nu? Unor proiecte. Bun. Cam atât, hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie. Zodia berbec. Dragi berbeci, pentru voi e clar o lună plină în care vă găsește în centrul atenției, vă recăpătați energia și cu siguranță mulți berbeci
veți avea foarte multă energie, foarte mult curaj pe această lună plină și este bine să vă gândiți în primul rând la voi, dar și la raportarea voastră cu ceilalți, pentru că da, vedeți voi, acolo este nevoie să luați niște decizii. Să spuneți, uite, continui colaborarea asta, o termin sau relația asta de iubire, relația cu anumite rude. Bineînțeles că pentru tine este o zi în care vei rămâne și surprins de niște chestiuni legate de un copil, de o afacere, de persoana iubită, mai ales bărbecii care vă aflați într-o relație, acolo veți observa că lucrurile iau așa destul de multă amploare. Pe partea aceasta de speculații financiare, de riscuri, iarăși, deci acolo din nou pot apărea tot felul de lucruri care să vă șocheze, nu știu, dar știți cum, e ceva din care voi ieșiți bine financiar, în primul rând, și dacă ceva nu funcționează, nu insistați. Deci dacă lucrurile se dau peste cap, în preajma zilei de vineri, nu insista cu absolut nimic. De asemenea, pentru tine, luna asta plină, spuneam eu că vine cu niște decizii pe care tu le iei să nu te aștepți de la ceilalți să se întâmple vreo ceva, pentru că tu ești persoana care ești în centrul atenției. Da. Norocul vine din partea rudelor, din partea persoanelor dragi ție. Hai să vedem ce spune tarotul. Bun. A început citirea pentru tine și avem Marea Preoteasă, Marea Preoteasă, 9 de bâte. O oarecare teamă pe care cineva o simte aici. Însă, vezi tu, este și o zi în care ai o intuiție foarte bună, da? Ai o pasiune, ai ceva și poate ții în secret și acum spui gata, nu mai țin secrete, le spun, le dau pe față. Pentru alți bărbeci poate să fie și o zi în care vi se recomandă o oarecare odihnă. 10 de bâte, apar multe activități pentru tine în ziua de vineri sau pur și simplu o să ți se pară o zi ceva mai aglomerată. Apoi avem magicianul. Se pare că tu ai toate resursele necesare pentru a învinge tot ceea ce se întâmplă în viața ta în ziua de vineri. Da? Ai multe lucruri de făcut și văd o revedere, văd un final. Ceva aici frumos se întâmplă. Ceva ce a fost pus pe pauză. Ceva ce a fost pus pe pauză. Zodia Taur. Dragi Tauri, multă odihnă pe luna asta plină. Chiar v-aș recomanda din suflet acest lucru. Nu exagerați cu absolut nimic și de asemenea mulți tauri pe luna asta plină, fie puneți capăt la niște obiceiuri nesănătoase, fie alți tauri vă gândiți serios, fie vă gândiți voi, fie se întâmplă lucruri, da? Că na, cu cei pe cer posibil să cam pierdeți puțin controlul. Deci se produc schimbări legate de relația cu colegii de la muncă, relația cu rudele, da? Acolo se pot întâmpla lucruri. Altaur, nu știu, să zic că finalizați un proiect, finalizați ceva important, se întâmplă lucruri. De asemenea, pentru voi este o zi foarte intensă. În primul rând, repet, nu încercați să controlați absolut nimic, dragi tauri, că din păcate sau din fericire, planetele nu țin cu noi. Da? Și eu sunt tot taur și îmi place chestia asta când pierd controlul, cum mi se dă program peste cap, cum a fost săptămâna asta. Da. Asta e viața. Da? Asta e viața, câteodată se mai întâmplă. Da? Cam așa și voi, da? Nu vă place chestia asta. Cu siguranță pot fi chestiuni, dragi tauri, legate de o relație din familie, o relație foarte apropiată sufletului tău, dar pe de altă parte văd ceva brusc, da, care se termină, ceva brusc care se închide și, culmea, uite, norocul vine din partea celorlalți, norocul vine din partea oamenilor din jurul tău. Și vezi tu, este o situație din care tu ești foarte bine din punct de vedere financiar sau este o situație care te va ajuta pe tine să-ți crești încrederea în propria persoană. Deci, un moment absolut fantastic, dragi tauri. Mai frumos de atât nu are ce să fie, doar atât, repet, nu insistați cu absolut nimic și ce se termină, lăsați acolo lucrurile așa că e mult mai benefic pentru voi, cel puțin. Bun. Și avem 5 de bâte, 9 de cupe. Te lupți pentru bucurie, pentru împlinire. Cu siguranță unii tauri sunteți puțin scoși în zona de confort, așa cum am spus, însă pe de altă parte e ceva ce te agită. Poate e un lucru frumos care se petrece. A, unii tauri poate abia așteptați să vă dați demisia sau abia așteptați să închideți ceva anume. Pentru că e vorba de o victorie aici. E vorba de o bucurie. Apoi avem 10 de cupe. Familia și casa sunt foarte importante. Văd aici că lupți pentru a păstra un anumit ideal, pentru a păstra o relație sau alți tauri, poate cine știe, luptați pentru o anumită relație, pentru o anumită familie.
E o agitație aici în casă, în viața privată. Poate e o agitație în sufletul tău și nu se întâmplă nimic special. 9 de spade avem aici, deci foarte multe gânduri pe care tu ți le faci, însă poate să fie și un moment în care ți se cere să pui ceva în practică. Poate ești stresat privind o echipă formată din 3 oameni sau colegi de la locul de muncă, rudele, prieteni. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, ce să vă zic, luna asta plină e bună pentru voi, punctul norocului e în zodia voastră. Este o lună plină care poate vă ajută să finalizați un proiect, da? Dar asta ar însemna să finalizați, da, și relația cu persoana respectivă, că e normal, da, colaborezi cu cineva și apoi se rup, da, mergeți pe drumuri separate, e perfect normal. Pe de altă parte, dragi gemeni, vedeți că luna asta plină va aduce, cum să vă zic eu, un moment în care, știți cum, fie vă sună telefonul în continuu, fie e nevoie să stați înconjurați de foarte mulți oameni. Gemenii care aveți legătură cu zona de online, e un moment super pentru voi, pentru că veți crește, veți înflori, veți găsi oameni noi, veți întâlni lucruri frumoase. Chiar dacă e lună plină și e cu un sfârșit, e ca și cum se finalizează o etapă și începe altă etapă, în care devii vizibil, în care ești ok și vezi tu, ai foarte multă intuiție. Foarte multă intuiție în această zi de vineri sau în această perioadă. Se petrec tot felul de schimbări pe care nu prea le poți controla și vezi tu, sunt chestiuni care pentru tine te ajută foarte mult, atât pe muncă cât și pe sănătate. Pot fi chestiuni legate de un contract, de o colaborare, de o poveste de iubire, știu eu, iar pentru alți gemeni, dacă vă aflați în o relație de iubire și lucrurile nu prea mai funcționează, posibil acum fie voi, fie partenerul să luați atitudine. Pentru că e vorba de a finaliza ceva privind viitorul tău, viitorul relației. Da? Este o lună plină foarte bună pentru tine, da? Dar, repet, este bine să nu insiști cu absolut nimic și vezi că îți crește intuiția maxim. Da, maxim. Cu siguranță simți acea tensiune în relația cu rudele, în relația cu vecinii. Este și un moment de conștientizare, este un moment de adevăr pentru cei mai mulți gemeni. Da. Este așa o perioadă în care cu toții suntem surprinși de tot felul de situații. Acum, na, Mercur, guvernatorul tău, e într-o relație bună cu Uranus, încă nu-i la grad perfect vineri, dar e suficient cât să se simtă. Deci n-ar trebui să fie o lună plină urâtă pentru tine. Asul de bâte, 3 de cupe. Uite, foarte mare speranță, foarte mare bucurie. E o mică petrecere aici, o întâlnire cu colegii, cu niște persoane dragi ție. Ai niște lucruri importante de rezolvat. Faietonul, o legătură cu zodia Rac, dar văd aici un drum pe care îl faci, o bucurie foarte mare. Este un moment în care te bucuri de un anumit lucru, le arăți tuturor ce faci tu, cum ești tu. Ultima carte, 3 de monede. Văd aici o relație cu un grup mai mic de oameni, fie sunt niște prieteni, fie persoane din familie. Lucrezi la ceva, studiezi un anumit lucru. Poate e ceva legat de muncă. Da? E ceva legat de muncă, e ceva legat de o sumă mare de bani, e ceva legat de un grup mai mare de oameni, dar vezi tu, este o zi cu foarte multă speranță și văd că e ceva ce ai ținut în tine de mult timp. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi e o lună plină intensă, clar. Deci nu se pune, deci nu discutăm despre altceva, mai ales racii născuți la început de zodie, vedeți că voi o să simțiți foarte intens luna asta plină și poate să fie cu mici mari tensiuni. Pe de o parte, pe de altă parte, luna asta plină te ajută să finalizezi o perioadă legată de reputația ta, de cariera ta. Poate chiar unii raci, știu eu, considerați că e cazul să mai lăsați familia aia deoparte și să mai vedeți puțin și de viața voastră profesională. Da? Să vă faceți în primul rând treburile acolo și apoi când veniți acasă vă rezolvați ce mai aveți de făcut. Pe de altă parte, este o lună plină care e foarte bună pentru tine pe muncă, doar că, ce-ți vezi, ține de un final, ține de o transformare, de un sacrificiu. Pe de altă parte, este o perioadă în care, vezi tu, anumite planuri ți se pot da peste cap, planuri legate de bani, planuri legate de un proiect. Și pentru alți raci,
Știți cum? E ca și cum universul, divinitatea, vă ia așa pe sus și vă duce dintr-un loc în alt loc și vă spune, aoleo, unde m-a dus? Ei, unde te-a dus? Că vezi că după aia fie îți vin bani, fie te simți bine acolo, fie îți dai seama că a fost ca o minune ceea ce s-a întâmplat. Deci lasă lucrurile să curgă de la sine. E foarte, foarte important acest aspect. Foarte important. Hai să vedem. Dragi raci, ce faceți voi? Da, nu știam ce se aude. Pisica e pe aici, pe lângă mine. Are treabă. Uite, regina de spade, 8 de monede. Exact ce ziceam. Adică se ia o hotărâre aici privind munca, privind un proiect. O legătură văd cu zodii de aer pentru unii raci. Gemeni, balanță, vărsător. Da? Gemeni, balanță, vărsător. Asul de monede, exact ce ziceam, deci un nou început din punct de vedere profesional. Știu că e lună plină, dar ceva se închide și clar că începe altceva, că nu se închide definitiv. Temperanța, o legătură cu un săgetător. Reușești să negociezi ceva, reușești să ajungi într-un echilibru cu o anumită persoană. Iar ultima carte, 8 de bâte pentru tine. 8 de bâte care să știi că înseamnă succes, înseamnă bucurie, înseamnă că lucrurile se desfășoară extrem de rapid pentru tine în această perioadă, extrem de rapid. Chiar dacă, repet, inițial nu-ți place sau inițial spui unde m-a dus universul ăsta, te-a dus acolo unde trebuie. A, deci nu se pune problema. Sunt noi emoții pe care le ai, pur și simplu nu știi cum să reacționezi. Zodia Leu. Dragi lei, lună plină, hai că e bună pentru voi. Lilith pe grad anaretic, de săptămâna viitoare vă lasă în pace. Intră în fecioară și gata. Ideea e că luna asta plină pentru voi activează axa 3-9 și este vorba, dragi lei, despre a finaliza ceva legat de un proiect, legat de străinătate, spiritualitate, zona de online, poate finalizați niște studii sau v-ați pregătit și acum aveți examenul, da? E ceva frumos pentru voi și norocul vine din zona de online, norocul vine din grupurile de oameni, este ceva ce îți va aduce foarte mare noroc pentru viitorul tău, atenție, pentru viitorul tău. De asemenea, dragi lei, Venus și cu Juno sunt în zodia ta, da? Fac o quadratură cu Uranus. Vezi că este un moment în care apar surprize uriașe privind șefii, privind partenerii de afaceri, privind partenerul de viață, clienții, oamenii din jurul tău, oamenii ăia importanți, da? Sau sunt chestiuni care te impactează foarte mult și pe reputația ta. V-am mai zis eu, dragi lei, că Lilith acolo în zodia voastră accelerează așa și ceva vă cam ia mințile și vouă nu e nimic negativ, atenție, nu e nimic negativ, doar că e nevoie să aveți curaj, pentru că vi se poate schimba viața într-o secundă. Ideea e să alegeți iubirea, bunătatea, răbdarea și așa mai departe. Da? Da, e cam dificil cu zodiile fixe chestiile astea, dar se poate, da? Se poate. Norocul pentru tine, iarăși, poate să vină pe casă, pe familie, pe viața privată, deci e ceva ce te ajută pe tine să te și stabilizezi din punct de vedere emoțional. Și da, uite, pot fi și lei care spun gata, mă căsătoresc sau gata, mă despart. Pot fi și astfel de lucruri, bineînțeles. Multe drumuri, multe discuții pe care le ai în preajma lunii pline, deci e ok. Da. Leii care sunteți născuți în prima parte a zodiei sunteți foarte bine susținuți pe luna asta plină, deci tot înainte. Poate să fie și o rupere sau ceva ce se întâmplă legat de o rudă, pentru unii lei posibil și acest lucru. Adică, dragii lei, vi se cere să abordați lucrurile de la nivel înalt, v-am mai spus. Nu doar așa ca să fie abordate. Marele preot împăratul, uite, deci foarte multă autoritate aici. O legătură cu zodia Taur, zodia Berbec. Multă autoritate pentru leu. Multă stabilitate, niște reguli care se impun, reguli frumoase, reguli bune. Asul de spade, uite, o decizie care se ia, dar e o decizie care vine foarte rapid. Fie te hotărăști acum și în 5 minute pleci, fie sunt decizii neașteptate, dar sunt bune pentru tine și au legătură cu studiu, cu grupuri de oameni. Uite, parcă sunt două persoane cu autoritate din două lumi diferite.
Apoi avem cavalerul de cupe. E, v-am zis, dragii lei, că vă poate apuca și dragostea pe luna asta plină. Da? Nu neapărat luna plină va aduce, cât quadratura aia dintre Venus, Juno și Uranus plus Lilith în zodia voastră. Da? Plus Lilith în zodia voastră. Faceți o ofertă de dragoste cuiva sau cineva vă face o propunere, iar alții lei poate vă gândiți să faceți un drum către un loc drag sufletului vostru. Steaua, ia uite, o legătură cu un vărsător sau poate să fie o persoană cunoscută, o persoană sinceră, o persoană cumva de la nivel înalt, o persoană la care se ajunge greu, dar alții lei vedeți că primiți niște vești extraordinar de bune privind zona străinătății, zona internetului. Dar tot mențin ideea că pentru leu este o lună plină bună și că pentru tine... e un moment de revelație, e un moment în care urci undeva sus. Uite, viața ți se colorează, da? Totul devine mult mai frumos. Mult mai frumos. Multe emoții, e o bucurie uriașă. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, multă odihnă pe luna asta plină pentru voi. Da? E o lună plină care activează axa 2-8 și e o axa banilor. Acum, da. Este un moment în care fie te concentrezi foarte mult pe un împrumut, pe o bancă, pe a elimina ceva din viața ta, vezi că e un moment bun de curățenie generală, vezi că e și focul ăsta în spatele meu, arde și tu pe acolo tot ce nu-ți mai este de folos. Da? Se poate finaliza ceva, da? Ceva important, poate legat de casa ta, poate legat de familia ta, legat de o moștenire, de o sumă de bani, de o împărțire de bunuri. Deci reușiți să finalizați ceva. Este o situație din care tu vei ieși bine, ca și reputație, din punct de vedere profesional, ca și autoritate. Și de asemenea, dragi fecioare, este o perioadă cu foarte mare surpriză pentru voi. Cu siguranță fie vi se aglomerează programul peste noapte, fie deja știți că aveți multe lucruri de făcut. Pentru că astrele vor ca voi să trăiți intens și dacă vă apucați voi singuri de treabă și trăiți acolo intens, e ok, sunteți susținuți. Dacă nu, nu-i problemă că apar evenimente. Acum, cu Uranus pe acolo implicat, nu știu cât de mult o să putem noi să avem controlul asupra lucrurilor, ca să fiu sinceră. Însă, pentru tine este un moment în care vei rămâne foarte surprins de o relație de iubire, o relație legată de bani. Poate e ceva legat de niște acte, este ceva legat de munca ta, de starea ta de sănătate. Deci, pentru tine este o plajă mult mai largă și cu siguranță se rezolvă multe lucruri. Da, motanul a văzut păsărica asta în spatele meu și vrea... Nu, nu-i voie, mami. Norocul iarăși pentru tine mai vine pe acte, vine pe discuții, pe rude, pe drumuri scurte. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Hai că gata, iese Lilith de acolo, probabil v-a scos toate chestiile posibile și imposibile din subconștientul vostru, v-a apăsat tot felul de butoane, v-a accelerat frici. V-a crescut și intuiția, dar acum na, dacă n-ați ascultat-o, asta e partea a doua. Da, gata, după intră în zodia voastră și să știți că Lilith e cu independența, e cu, da, nu e chiar atât de rea, depinde și pe unde este. Uite, 7 de bâte, 10 de spade, da, e o luptă aici legată de un final, legată de o transformare, legată de o închidere. 4 de monede, deci e cineva care ține foarte strâns aici de niște principii, de o casă, de o relație, de ceva anume. Apoi avem 5 de cupe, da, 5 de cupe. Dragi fecioare, mai lăsați trecutul ăla în urmă. Ați ajutat pe cine ați ajutat, spuneți și voi că n-ați făcut-o și gata. Da? Mai gândiți-vă puțin și la propria persoană. Ultima carte, Regina de Monede. Uite, e cartea ta. Regina de Monede vorbește clar despre faptul că primești bani sau îți dai seama de valoarea pe care o ai. Unii poate chiar vă gândiți că e cazul să fiți ceva mai selectivi atunci când vine vorba de a oferi celorlalți. Pentru că vedeți voi, dragi fecioare, pe undeva vi se cam scurge energia și pe acolo trebuie să vedeți ce faceți. E o speranță care apare, e ceva legat de zona medicală, e ceva legat de o sumă de bani, de o persoană dragă sufletului tău, e de o independență financiară. Pentru bărbați, poate să fie vorba despre femeia oficială din viața voastră, da? Soția, iubita, ce aveți voi, mama, nu știu. Zodia Balanță.
Dragi balanțe, lună plină în berbec. Nu vă plac vouă energiile astea, îmi dau seama că lucrurile accelerează, toată lumea e agitată, toată lumea spune gata, acum vreau să mă duc acolo, acum mă duc acolo. Venus a voastră e și ea în tensiune cu Uranus, o să spuneți că am ceva cu voi. N-am nimic cu voi, n-am pus eu planetele așa pe cer. Bun. Acum, ce e cu luna asta plină? Păi, dragi balanțe, e o lună plină care, știți cum, vă dă așa o resetare pe relațiile voastre. A început o relație, un parteneriat, o colaborare și acum se rupe. Și vedeți că voi sunteți cei care luați inițiativa, că posibil să vă fie ajuns așa cuțitul la os. Să spuneți, băi, gata, păi dar tot stau așa, stau și nu se întâmplă nimic și toată lumea dă în mine. Pentru că unii o să vă treziți în preajma lunii pline, că toată lumea începe așa și vă înțeapă din toate părțile. Și voi spuneți, păi, dar ce aveți cu mine? Dar eu n-am făcut nimic, eu vreau ca să fie liniște, să fie pace, toată lumea să fie mulțumită. Și ăștia vă vor spune, da, dar uite că n-ai mulțumit pe nimeni. Da? Da, pot fi și, mă rog, să zic așa, poate partenerul finalizează ceva, da? Că nu toată lumea e cu tensiuni. Acum, având în vedere, repet, că și Venusa ta e lângă June, da? Deci clar relațiile, parteneriatele și chestiile astea te interesează mult. Faci o quadratură cu Uranus. E la grad exact vineri, dar deja se simte și o să se simtă și în weekend și după. E un moment, dragi balanțe, în care veți rămâne și voi surprinși de o poveste de iubire, o relație, o sumă de bani. Deci ceva se rupe brusc. Ceva are parte de un apogeu. Da? Dar vedeți voi, e o situație din care vă ies bani sau este o situație din care pur și simplu vă crește stima de sine. Unii poate vă îndrăgostiți sau poate acum aveți curajul, da? Și spuneți gata, acum merg, acționez, iau atitudine, cucereți persoana asta. E ca și cum sunteți puși la colț, da? Pe luna asta plină. Chiar v-aș recomanda să faceți ritualul, da? E în partea bonus. Cum să vă spun? Poate este și un moment, dragi balanțe, în care v-am zis, sunteți oarecum puși la colț să luați o decizie. Alții deja v-ați trezit, da? Și vă apucați acolo și pe bandă rulantă acționați. Acum nu vă gândiți că toată lumea se desparte, toată lumea da, se căsătorește sau nu știu, își dă demisia. Nu, ci pur și simplu pot fi și tensiuni în unele cazuri, da? Care bineînțeles în timp se ducă la o rupere, că așa cu făcut not de multe ori nu merge. Uite, 6 de cupe, 4 de cupe, ceva legat de trecutul tău, de un copil, de o persoană mai tânără. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine sau este un refuz, da? E o nebunie totală, e cineva ți-a mai zis eu care ți-a mințile în perioada asta. Sau un proiect, o pasiune, ceva anume din viața ta, o persoană. 5 de bâte și uite, poate să fie un moment de gelozie, un moment de agitație, poate niște discuții în contradictoriu. Acum cu 5 de bâte eu nu pot să spun că lucrurile sunt roz, că vezi și tu că ăștia se bat aici, adică nu. Ultima carte, Regina de Spade, păi uite, da? Cam tu ești persoana care trebuie să ia atitudine, e cartea ta. Clarifici ceva, rezolvi ceva, iei niște decizii foarte importante, benefice, uite, marele preot, asul de spade, deci ceva legat de o poveste de iubire, de o relație, de o căsnicie, de ceva care ține de foarte mult timp. Și e de bine, dragi balanțe, adică na, trecutul ăsta mai și bate la ușă. Ma, ce să faci? Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, cum să vă spun, multă muncă, multă muncă, multe activități. Știți cum? Voi sunteți împinși de la spate să acționați. V-am zis eu, fie pregătiți ceva acolo de mult timp, fie alți scorpioni, aveți niște idei, aveți ceva în mintea voastră care tot așa se învârte, da, și tot vă seacă, da, visați noaptea, vă treziți dimineața, sunteți stresați, da, așa se învârte în mintea voastră. Ceva acolo vă nemulțumește, ceva nu e în regulă și repet, unii fie deja pregătiți ceva, alții poate ați spus, ei lasă, mai lăs de la mine, că nu vreau să mă despart, că nu vreau să-mi dau demisia, că nu vreau să fac nu știu ce. Ei și acum gata, explodați și voi. Da? E un moment bun pentru voi să luați niște decizii importante privind munca, privind rutina zilnică și e un moment bun în care mulți scorpioni vor acționa, deci nu mai țineți în voi, dacă era ceva care vă deranja, acum gata, spuneți lucrurilor pe nume. Norocul pentru tine vine pe zona aceasta de bani, banii altora, partaje, moșteniri, deci tot înainte, bănci. Da?
Și chiar norocul vine din ideea de a elimina ceva. Apoi, vedeți voi, dragi scorpioni, celălalt aspect între Juno, Venus și Uranus, da, are punctul norocului în zodia ta, deci n-are ce să fie rău, doar că fie te trezești cu niște reacții neașteptate din partea partenerului, dar vezi că e ceva vechi, ceva ce a mai făcut omul ăsta, nu e prima dată când faci, da? Sau este o situație prin care ai mai trecut, dar cu altă persoană. Ceva acolo se rupe brusc, ceva se întâmplă, pot fi discuții în contradictoriu cu șeful, cu partenerul de viață, poate unii scorpioni, știu eu, cunoașteți pe cineva și vă ia mințile persoana aia și... Știu eu, mergeți unde mergeți. Lilith e pe grada analitic pentru voi pe casa 10, da? Și accelerează puțin lucrurile privind statutul tău, privind reputația ta, cine ești tu prin societate, ce e cu viața ta. Da? Hai să vedem. Asul de spade. Unii scorpioni, nu știu, poate să zic că o să primiți o avansare la muncă. Da? Regina de spade, asul de spade. Poate ai o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar regina asta de spade poate să spună și despre ceva care se clarifică. Pentru că uite, e patru de cupe, deci poate să fie o respingere pe care o simți sau ceva ce nu-ți mai convine, ceva ce nu-ți mai place. Și repet, e nevoie să acționezi tocmai pentru a menține această stare de liniște. Dacă nu acționezi, na, nu-i de bine. 5 de monede. Abandonezi ceva, lași ceva în urma ta, poate să fie ceva legat de o problemă de sănătate, da, care acum se rezolvă. Că pentru unii scorpioni, vedeți că este și o perioadă în care, știți cum, somatizați foarte ușor. Da? Adică dacă, știu eu, aveți o problemă, da, tot vi se învârte așa în minte o idee acolo și vă gândiți în continuu și nu vă e ok, vă treziți cu chestii fizice, da, cu vreo durere de cap sau mai știu eu ce. Ultima carte, pajul de spade, multă curiozitate, multă energie așa de detectiv. Deci poate o faceți pe detectivul, v-am mai zis eu că e o perioadă în care, cred că dacă aș avea nevoie de vreo investigație de genul, aș apela la cineva cu marcaj pe scorpion cu siguranță. Că voi oricum în general sunteți așa, dar în perioada asta știți cum vedeți prin oameni. Acum, pot fi și niște discuții clarificatoare undeva la o vreme de seară. Dar ceva ce se întâmplă brusc. E o situație pe care voi nu prea o mai înțelegeți și cu siguranță luna asta plină vine și vă spune, băi, da, ia gata, ia hai să acționez că tot stau aici și mă frământ, hai să-i spun, hai să fac ceva. Zodia săgetător, dragi săgetători, pentru voi luna plină activează axa 5-11. Este vorba despre a finaliza ceva legat de un proiect, legat de persoana iubită, legat de un copil. Este un moment de apogeu pentru voi. Da? Începeți să alegeți plăcerea voastră, începeți să alegeți copilul vostru interior. Da, posibil și acest lucru, mai ales copilul ăsta interior, că e important, indiferent de vârsta pe care o ai. Ăla există acolo până pleci de aici și mergi în altă lume. Norocul pentru tine vine din partea celorlalți, norocul pentru tine vine pe tot ceea ce ține de oamenii din jurul tău. Știi cum? Parcă e cineva acolo care vine așa și te împinge, da? De la spate sau pentru alți săgetători, știu eu, poate ești cunoașteți pe cineva pe luna asta plin. Dar dacă e să fie așa, e o dragoste așa a fulger. Acum e fulger, nu știu dacă și durează, da, o viață întreagă, dar e de bine, da? E de bine tot înainte. În relația cu partenerul, la fel, pot fi tot felul de discuții, pot fi tot felul de lucruri. Și vezi că e despre tine luna asta plină. Ascendentul e pe săgetător, deci e despre tine. Tu trebuie să iei deciziile. Apoi, celălalt aspect. Teoria din mintea ta, uite, legat de iubire, de bani, de acte, de tot ce vrei tu, nu e aceeași cu practica. Nu e aceeași cu practica. Și cu siguranță unii săgetători vă veți trezi cu tot felul de decizii bruște care se iau legate de muncă, legate de starea de sănătate. Este un moment, repet, în care voi veți rămâne extrem de surprinși, însă este o situație în care voi sunteți protejați. Adică nu are ce să se întâmple rău, dar nu insistați. Da? Nu insistați cu absolut nimic, indiferent ce se întâmplă. Indiferent ce se întâmplă. Hai să vedem, dragi săgetători, ce faceți voi.
Wow! 6 de bâte. 6 de bâte magician. Uite, o bucurie mare pentru tine, o victorie, o reușită. Magicianul, deci tu ai toate resursele necesare. Ai tot ceea ce trebuie. E nevoie doar să acționezi. E nevoie doar să spui lucrurilor pe nume. Da? Împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Împărăteasa vorbește despre abundență din punct de vedere financiar. Împărăteasa vorbește despre starea de bine, despre confort, despre plăcere, despre grijă față de ceilalți, de ce nu? Unii săgetători, nu știu, poate pe luna asta plină să zic că sunteți mai mult preocupați de un copil, da? Sau de o persoană din jurul vostru. Nu neapărat să se întâmple ceva negativ, că mai ales pentru săgetătorii născuți la începutul zodiei, da? Sunteți foarte bine susținuți, mai ales cei din prima decadă, da? Adică din primele 10 zile, cum ar fi. E foarte, foarte bine. Mă rog, care știți că aveți planete în primele 10 grade, acum, da. E cu zile, e cu grade. 4 de cupe, ultima carte. De asta spuneam eu, ea și te deschide în fața noutăților că sunt benefice. Universul, divinitatea pur și simplu ne ia prin învăluire, deci pierdem controlul total și totul așa, într-o secundă, da, după un fulger se schimbă. Dacă n-ai văzut ritualul pentru tine, te invit în comunitate, că e foarte important, da, repet, e o lună plină bună pentru tine. O decizie legată de niște acte sau o decizie care inițial nu-ți place. Poate e ceva ce te plictisește, poate inițial spui, băi, ce e chestia asta, cum mă cam plictisește, că nu e interesantă și apoi îți dai seama că totuși e ceva bun pentru tine. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, lună plină care activează axa 40, deci acolo îți produce un final, da? Privind casa, familia. Veți fi foarte concentrați pe partea aceasta, pe trecutul vostru. Cu siguranță unii capricorni vă dați seama că e cazul să luați puțină atitudine, da, din acest punct de vedere. Poate, cine știe, pe la muncă se întâmplă lucruri cu șefii, poate cu soțul sau cu persoanele cu autoritate, cu părinții și atunci vă dați seama că e cazul să vă implicați puțin aici și în viața privată. Pe de altă parte, este ceva care ție îți aduce foarte mult noroc legat de muncă, legat de sănătate, legat de rutina ta zilnică. Tot în preajma, mă rog, tot vineri, are loc celălalt eveniment care pentru tine, nu știu, e ciudat. Deci, în primul rând, fie te îndrăgostești, da? Pentru unii capricori poate fi o pasiune din aia pe care nu o puteți controla în relația cu partenerul, poate cunoașteți pe cineva, da? Pentru alții pot fi tensiuni legate de afaceri, legate de bani. Deci eu vă spun acum mai multe variante, voi vă știți ce faceți, da? Pe de altă parte, poate să fie și un moment în care unii capricori chiar să luați niște decizii de genul, băi, gata, nu mai merge relația, o rupem, da? Mergem în altă direcție. Fiecare pe drumul său. Este o situație din care ești foarte bine susținut, mai ales prietenii te pot ajuta sau e ceva foarte benefic pentru viitorul tău. Pe de altă parte, relația cu un copil iarăși poate să fie destul de tensionată acolo sau relația cu persoanele mai tinere. Ce bine? A, da, deci, dragi Capricorn, exact asta voiam să spun, vedeți că acum puteți să eliminați ceva foarte interesant, ceva ce vă deranja, da? Că ăsta e și principiul strănutului, da? Ceva ce vă deranja, aia eliminați, da, tot așa, pac, deodată, da? Nu stați la discuții. Avem lumea, foarte frumos, lumea 3 de cupe, da? Lumea și 3 de cupe, foarte drăguț. Văd aici o legătură cu zona străinătății, văd o bucurie, cineva care vine de la distanță, o mică petrecere, o mică întâlnire, regina de monede, care poate să fie cartea ta, și discutăm despre o conexiune foarte puternică, da, cu banii, cu stabilitatea materială, cu grija față de ceilalți, cu cine ești tu prin societate. Ultima carte, 3 de bâte, avem aici o bucurie mică, 3 de bâte poate să însemne și un drum scurt pe care îl faci și tot 3 de bâte, bineînțeles, poate să însemne și uite că urci undeva aici, da? Urci undeva. Avansezi. E
Deci e un moment bun pentru tine. Soarele. O legătură cu un leu sau cu un copil sau e ceva ce te pasionează. E ceva frumos. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, lună plină care activează axa 3-9 și nu știu cât de mult vă plac vouă rudele astea pe care le aveți prin preajmă, nu știu cât de mult vă plac vecinii sau știu eu partea aceasta practică a lucrurilor, însă pe acolo veți fi provocați, da? Fie provocări legate de acte, fie legate de rude, în general, nu neapărat în ziua de vineri, în perioada asta, chiar și în weekend poți să simți energiile că nu e nicio problemă. Pe de altă parte, dragi vărsători, luna asta plină este despre a finaliza ceva, relația cu o rută, despre a finaliza ceva legat de un vecin, legat de un proiect, legat de niște acte. Pe acolo ceva frumos se întâmplă pentru tine. Punctul norocului are legătură cu un copil sau cu plăcerile tale, cu copilul tău interior, cu afacere. Este o lună plină norocoasă pentru tine și mai ales vărsătorii care vă știți în prima decadă. Foarte bine susținuți sunteți pe toată povestea asta. Super bine susținuți. De asemenea, dragi vărsători, vedeți voi, de data asta e vorba de niște reacții ciudate pe care le veți avea în relația cu niște femei sau în relația cu ceilalți. Poate e ceva legat de o femeie din familie, de o călătorie îndepărtată, de niște acte. Iar vărsătorii care vă știți în relații de cuplu tensionate, vedeți că acum cam bubuie povestea, da? Că îmi bubuie povestea. Ce mai văd este faptul că deciziile pe care le iei, pentru că vezi tu, Uranus e guvernatorul tău și e implicat în toată povestea asta. Mulți vărsători, voi să fiți cei care luați niște decizii într-o secundă, așa, foarte rapid, dar sunt chestiuni care vă vor ajuta foarte mult pe tot ceea ce ține de reputația voastră, pe tot ceea ce ține de relația cu șefii, de o avansare, pe tot ceea ce ține de relația cu ceilalți în general vorbind, adică sunteți foarte bine susținuți pe așa ceva, mai bine de atât n-are ce să fie. Puteți să aveți și niște discuții din acestea tăioase, iar unii vărsători posibil să spuneți, băi gata, m-am nervat să spun aici lucruri, m-am enervat să mă tot rog, să fac meditații, ia să trec puțin în practică. Da? Deci unii vărsători o să vă gândiți și pe așa ceva, o să spuneți gata, e nevoie să acționez când, aici și acum. 10 de bâte, regele de bâte. Da, o conexiune cu o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Un moment în care aveți foarte multe lucruri de făcut sau simțiți aici o tensiune legată de un bărbat din viața voastră, e o teamă, e o oboseală și regele de bâte, să știți că este cel care acționează, da? Bâtele sunt cu acțiunea, cam așa și voi. Asul de spade, deci asul de spade reprezintă o decizie radicală pe care fie tu o iei, fie partenerul tău sau cineva din viața ta. Ultima carte, 10 de cupe, casa și familia sunt importante, dar văd aici un ideal foarte mare pe care tu îl ai. Te întâlnești cu niște rude, poate îți vin un safir în vizită, poate e nevoie să mergi tu undeva, de ce nu? E o bucurie mare, uite, poate legată de un copil din casa ta, din familia ta, nu știu. Împăratul. Deci, o atitudine fermă pe care cineva o ia, o avansare. Poate avansarea ta, poate este vorba despre o bucurie, să zic, legată de o persoană din familia ta, că e iubitul, e soțul, e tatăl, e copilul, adică normal te bucuri și tu pentru oamenii ăștia. Însă, în cele mai multe cazuri, dragi vărsători, cam voi sunteți cei care luați serios atitudine. Zodia Pești, dragi peștișori, pentru voi, lună plină în berbec, activează axa 2-8. În primul rând, fiți puțin atenți pe alimentație, fiți puțin atenți pe bani. Da. Este un moment de conștientizare pentru tine, privind cât valorezi, privind banii tăi. Cu siguranță unii pești aveți ocazia acum să fie să primiți niște bani suplimentari, fie să primiți o avansare, fie să primiți un proiect suplimentar. E ceva benefic și vedeți voi că e ceva ce vă va aduce foarte multă stabilitate emoțională sau este ceva ce vă va ajuta foarte mult și pe casă, pe familie, pe viața privată. E ca și cum deveniți mai încrezători în forțele proprii. Și asta mie îmi place foarte, foarte mult. Pentru unii pot apărea și cheltuieli, ca și cum primești bani, dai bani, dar unii, știu eu, poate e nevoie să vă reglementați puțin povestea. Da? Poate e cazul să mai plătească și alții facturile, nu doar voi. Sau, da?
Apoi, pe de altă parte, sunt niște surprize destul de mari, dragi pești, legate de o persoană din anturajul vostru sau legate de relația cu colegii de la muncă, chestiuni legate de acte. Pot fi secrete pe care le aflați și care țin de femei, care țin de persoane apropiate vouă. Pe de altă parte, rămâneți surprinși de niște vorbe pe care le aflați, de niște activități pe care le faceți. Da? Norocul pentru tine ține de intuiție, ține de zona străinătății, ține de spiritualitate, de zona de online. Da? Pe acolo ești foarte bine susținut. Arcana majoră, diavolul, 5 de monede. O legătură cu zodia Capricorn pentru unii pești. Dragi peștișori. Da. Niște obiceiuri toxice pe care le aveți și pe care e nevoie să le eliminați, da, niște gânduri acolo care tot sunt așa în mintea voastră și v-am zis eu că e cazul să mai puneți și lucrurile în practică. Cu siguranță săptămâna asta a fost destul de ciudată pentru voi, pe muncă, pe rude, pe tot ce vreți. Justiția, o legătură cu zodia Balanță, dar și o decizie importantă care se ia. Ceva se hotărăște, ceva începe să arate altfel. Ultima carte, Cavalerul de Monede, foarte frumos. Deci lucrurile se pare că încep să devină serioase, stabile. Totul se mișcă pentru tine așa cum trebuie. Așa cum trebuie. Poate să fie o decizie privind un drum pe care îl faci spre muncă sau poate ai de făcut niște cumpărături în ziua de vineri, poate îți vine cineva în casă. Sunt niște discuții aici pentru inima ta. Ceva ți oferă o mai mare încredere în tine. Se ia o decizie, repet, legată de bani, legată de valoarea ta personală și asta mie îmi place foarte mult pentru că e ceva benefic. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de vineri. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și dacă ați rezonat cu mesajele, vă invit să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și ce să vă zic, că vă aștept cu drag și în comunitate, stați aproape că urmează surprize plăcute. E un weekend destul de interesant, da? Teoretic e mai liniștit, practic lucrurile tot vor accelera. O să discutăm la previziunile pentru weekend. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc pentru toată susținerea și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi de vineri superbă și nu uitați, aveți curaj și fiți buni, atât cu voi cât și cu ceilalți.